Mulțumesc de întrebările pe care le-ați spus. O să încercăm să răspundem în măsura în care se poate. Sigur, răspunsul nu va conveni tuturor, dar încercăm să răspundem cât mai biblic. O primă întrebare spune așa: ce înseamnă soțiilor fiți supuse soților voștri atât timp cât soțul nu cunoaște pe Domnul? Într-adevăr, este o întrebare bună, o întrebare la care foarte multe surori de ale noastre, fiind într-o căsătorie mixtă, respectiv cu o persoană care nu împărtășește valorile credinței cum le împărtășește ea, are anumite probleme de genul ăsta. Biblia vine și spune acestor soții că au posibilitatea și lupta lor este să-și câștige soții. Folosesc textul biblic, 1 Petru, capitolul 3, versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Deci aici este vorba de aspectul acesta când soțul respectiv nu ascultă cuvântul cu C mare, care este cuvântul lui Dumnezeu, care este un ciocan care sfarmă stânca. Sunt bărbați care se împotrivesc și cuvântului lui Dumnezeu. Și soțiile lor, li se indică în textul ăsta biblic, să nu mai încerce să-i câștige prin cuvânt, ci prin purtare. Prin modul lor elegant, frumos, în temere, în pace. Podoaba lor să nu fie podoaba de afară, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ia-o că ești în misiune. Consideră că ești în misiune. Fie că soțul tău te-ai întors tu la pocăință și el a rămas neîntors, fie că soțul tău s-a lăsat de pocăință, ești în misiune ca să-l aduci pe el înapoi. Ai pârghii pe care tot ceilalți le terminăm. Sunt momente când eu, ca păstor, pot vorbi cu soțul tău. Îi pot spune anumite cuvinte, după care eu mă pot ruga împreună cu biserica. Tu, ca soție, ai pârghii ca soțul tău să înțeleagă că îl iubești în ciuda tot ce-ți face el. Și sunt pârghii la nivelul intim la care trebuie să-ți faci datoria ca soțul tău să fie atras de biserică, de învățătura Sfintelor Scripturi și în mod special de tine. Sunt aspecte la care am văzut de foarte multe ori că dau roade și în timp aceste persoane împărtășesc credința soțiilor lor pentru că soțiile au știut ce trebuie de făcut. Vă amintiți că de foarte multe ori textul biblic când vorbește câștigați fără cuvânt se referă la faptul că foarte multe soții credincioase, mai ales dacă mai participă și la un seminar biblic pentru surori și știu din greacă cum se spune la un cuvânt sau altul, când se uită la soțul ei care nici nu-i prea pocăit și de multe ori am observat lucrul ăsta și în anumite familii de credincioși, când soțul lucrează pe șantier, nu știe el de greacă, nu știe nimic, dar e pentru că a participat așa, îl privește pe el la un nivel inferior. Ce știi tu? Adevărul că în greacă e altfel, băi, bărbate. În greacă e altfel. Și dintr-o dată, problema în casă capătă conotații de conflict. Și cineva de pe întărituri spune, uite că se iau cu greacă acum. De ce? Pentru că nu există veghere aici. Chiar dacă știi ceva, nu-ți umili soțul. Dacă soțul e nepocăit, nu-l umili cu pocăința ta. Nu-l umili cu modul tău, așa vorbește Duhul Sfânt și știi că asupra ta vor veni, că obții un efect contrariu. Efectiv, el va spune, domnule, chiar vreau să vin, dar pentru că mi-ai spus și mi-ai spus, chiar nu vin, să văd ce se întâmplă. Și știți că de multe ori chiar ei sunt loviți, sunt bolnavi, dar nu vor să dea. Ori o soție vine și spune, dacă tu știi că te iubesc, Dumnezeu te iubește, dacă tu găsești de cuvință așa e bine, dacă n-ai să vrei, poți să vii, eu sunt la dispoziția ta. Știți că foarte mulți dintre ei au fost copleșiți de lucrul acesta? De aceea e bine, surorile care au soții necredincioși, în supunerea aceasta să caute, să câștige sufletul lor, care e mai important ca orice. Dați-mi voi, fratele... Fratele Costel Bogeană e din aceeași comună unde păstoresc eu. Acolo am avut unul dintre cei mei sfiți oameni pe care am cunoscut eu vreodată. Un tip foarte dur. Un om care și-o persecuta soția. Și soția lui pocăită. Și fata pocăită. Le-a urcat într-o zi în timp de vară, în iulie, când erau 30 grade afară, a făcut foc în sobă și le-a urcat pe sobă să stea acolo. Așa i-a plăcut lui, cu biciul lângă.
Într-o zi au luat niște cireșe să vadă cum îi pârga cireșilor, le-au urcat în cireș și le-au ținut acolo când au căzut și ele jos din cireș. Așa un tip periculos. N-avea cine să băga la el. La toți avea răspuns. Erau ciudățenii de om. Femeia asta a fost internată în spital. Când s-a întors acasă, să meargă spre casă după ce a ieșit din spital, a trecut pe la mine pe acasă. Și eu știam istoria ei. Eu știam totul. Și am întrebat cu ea, în sensul, soară, dar cum de-ați rămas cu soțul ăsta? În situația asta. Zic, frate Virgil, am rămas pentru sufletul lui. Mi-a rupt un picior, mi-a rupt niște degete, m-a bătut, m-a chinuit, m-a maltratat. Tot satul știe. Chiar oamenii pocăiți au venit și au spus, cât mai stai cu el? E sucitul om lumii de aici. Noi nu cunoaștem altul ca el. Nu am văzut, nu știm. De ce? Frate, Domnul mi-a spus să rămân pentru că îi va mântui sufletul. Soră, dar nu vedeți că nu-i nicio schimbare, nimic. Frate Virgil, eu din punctul meu de vedere mi-am făcut totul. Am suferit, am pătimit, numai eu știu ce am trebuit, dar toate astea le-am făcut ca Dumnezeu să aibă drept să vină la El să-L mântuiască. Am făcut o rugăciune cu această sfântă, s-a dus acasă și a murit. La slujba de priveghi, un nepot de-a ei era lângă sicriu și își aducea aminte cum a fost bunica pentru el și a început a plânge. Bărbatul ei spune, ce ai băi de plânge așa, băi? Îl întreba pe nepotul. Aproape să le iei la bataie, plânge pentru nevastă sa care era moartă. Așa din pietrit era. După ce a murit femeia aceasta și am îngropat-o, omul s-a venit la adunare și a spus, oameni buni, am trăit cu o sfântă. Acum îmi dau seama ce am pierdut. Acum îmi dau seama cine am fost. Am 84 de ani. La vârsta asta, îmi dau seama cine sunt și ce am făcut eu în viața asta. Vreau să mă pocăiesc. Nimeni nu o lua în seamă. O venit cu hainele de botez să botezăm. Iisus, Nea Ioane, matale, ai fost bătos toată viața? Da, și eu sunt bătos. Te duci și te împaci copiii tăi. Am înțeles că ceilalți copii nu sunt păcați cu tine. Te duci și te împaci și nu te pot boteza așa. Rezolvă-ți problemele. S-a dus și-a rezolvat problemele, a venit la adunare, s-a botezat, s-a pocăit și după care am avut stăruință pentru Duhul Sfânt. Acum la toți ceilalți din adunare, toți ne rugam, erau tineri, erau frați, surori. La el nu mergea nimeni să-l ajute, să-l îndemne măcar, frate, roagă-te mai tare. Nu, n-avea nimeni treabă cu el, parcă nici nu era acolo. Nu se complica deloc. Și în timp ce noi eram cu ceilalți, Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt și peste asta. Le-am spus la frații mei, colegi, acum ar trebui Dumnezeu să ne mai dea o palmă, să-i mai dea și un dar spiritual. Dar toate acestea, frații mei, omul s-a murit în credință. Atât să primești Duhul Sfânt la 84 de ani. Toate astea, datorită unei soții, care nu vă pot spune ce-o răbdat, dar în veșnicie are un suflet câștigat. Vă spun un exemplu pe care îl cunosc, eu nu vi-l spun din America sau de la Timișoara, vi-l spun din zona noastră și sunt oameni care pot să confirme lucrul ăsta. De aceea e foarte important să câștigați până la urmă. Divorțul și recăsătoria sunt acceptate în cultul pentecostal? Este biblic? Deci îmi puneți o întrebare, eu nici nu sunt președintele cultului pentecostal, normal el trebuie să răspundă la asta. Vreau să vă spun doar că în Biblie spune foarte clar că separarea se poate face doar din pricina cui? Curvie. Nicăieri nu se ne arată direct căsătorii. Deci nicăieri. Nu putem continua să fabulăm pe lucrul ăsta, însă vreau să vă spun ceva, frații mei, care e foarte important pentru dumneavoastră. Când tratăm multe din subiectele pe care le aveți aici. Sunt oameni care mă interpelează atât pe mine cât și pe alți frați slujitori cu diferite situații. Am o soră care a făcut așa, care ăla e așa, care a făcut din coace, e așa. Au voie sau n-au voie? Bineînțeles că eu nici nu știu pe sorsa, nici nu știu pe cumnațul, nici nu știu motivele, nici nu știu actele, nici nu știu nimic. El vine la mine dacă are voie sau n-are voie. Zic, măi, cine-i pastorul lor? Păi, cine-i pastorul lor, măi? Ăla știe amănunte. Tu vii să-mi obții de la mine un rezultat de da sau nu? În drum, așa, printre când închide o portiera. Cine-i păstorul lor? Păi, da, când o du-te la păstorul lor, ăla știe de amănuntul și el știe exact care-s probleme. Nu-i de competența mea. De aceea e important, stimații mei frați, chiar dacă aveți anumite probleme, să aparțineți de o biserică. Biserica aia vă poate spune
la un moment dat, că apare o anumită situație, într-un anumit caz, când se căsătoresc doi tineri și la un moment dat unul dintre ei nu-i apt pentru căsătorie, dar o ținut secret lucrul ăsta. Vă dau un caz extrem. Nu-i apt. Taic s-o știut că nu-i apt băiatul pentru căsătorie. Da, ca să fie și el rând cu lumea, l-a împins de pistoc. Și-o păcălit fata altuia să căsătorească cu el. După căsătorie, fata, dom'le, dar ce se întâmplă aici? Ce? Vine la frați. Fraților, e voie, nu-i voie? Frații cercetează cazul ăsta între aproape, nu numai că cercetează aici, cer părerea și altor frați păstori, cer părerea și altor frați de la cultul pentecostal, cer părerea și toți se implică și spune, domnule, în cazul ăsta se poate face următorul lucru și dau o soluție. Dar nu pot să-ți dau o soluție din drum, așa, băi, las-o pe aia, eu pe cealaltă, că eu ți-am zis eu, așa. Deci nu e imposibil lucrul ăsta. De aceea vă rog frumos, și în perspectiva că aveți conflicte în familie și la un moment dat este plaga asta a divorțului și a despărțirii, cine este cel care a consiliat situația aia? Că majoritatea din cazurile pe care le avem noi acum, unde sunteți membri? Păi nicăieri, noi nici nu prea am fost nicăieri, dar acum ne-am divorțat și vrem să vă întrebăm pe voi, ne dați voie să ne recăsătorim? Păi da, întrebați-i pe el la care a asistat la lucrurile astea, care a consiliat până acum. Cine vă consilia? Păi nimeni. Și cum acum veniți la noi să rezolvați o anumită problemă? Să nu luați că nu avem suflet pentru asta. Dar și faci cu un suflet, dar el nu și-o dat seama care-i suflet până acum? De aceea nu ne impuneți. Eu îi rog și pe frați care-s păstori mai tineri. V-aș ruga tare mult, frații mei. Noi avem un principiu în biserică. Decât o problemă în plus, mai bine un membru în minus. Adică, noi suntem chemați să hrănim turma. Sunt oameni aici care vin duminică dimineață, vin marți seara, pe ăștia trebuie hrăniți și trebuie... Că vine cineva așa, frate, eu ce fac? Păi frate, faci ce vrei. Faci ce vrei. Te duci la păstorul dumitale, te duci la cel ce răspunde de tine și spune să te înveți tot ce trebuie știi. Dacă n-aparții de nimeni, să fii sănătos. Nu ne jucăm cu lucrurile astea. Nu mai merge așa că ăștia lucrează dimineața până seara și la îndemână la câțiva oameni care n-au frecventat biserica, au făcut probleme, oricum aveau amante dinainte și vin acum să ne întrebe pe noi, avem voie să ne lăsăm soția ca să-mi iau eu amanta? Dă-mi numai un cuvânt așa. Sau dacă vreți să adunați comitetul. Băi, da, oamenii ăștia au copii, măi. Oamenii ăștia au servici. Tu ne aparții. Păi nicăieri. Și tu ne iei din timpul nostru? În timp când stau cu soția sau cu copiii, trebuie să stau de vorbă cu tine că n-ai fost nicăieri și nu te duci nicăieri? Te rog frumos, vezi de treabă. Foarte mulți n-au tăria asta spirituală și își toacă timpul și nervii și la un moment dat și ăla e. Am fost la fratele Bobby și fratele Bobby ne-a zis că pot să-mi las nevasta și să iau vreo două. Și Bobby spune speriat, n-am spus niciodată așa. Nu știu, așa o tradus asta, ce vrei? Dacă ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu el? De-aia vă rog frumos, încadrați-vă undeva. Aveți o anumită problemă, cereți consiliere imediat. Și frații din biserică cu care te-ai rugat dimineața, duminică seara, în care ai stat marți seara, vin la tine și spune, frate, ce s-a întâmplat? Păi uite, asta, hai să vă ajutăm. Și o zi de post. Să pun oamenii la zi, băi, ești cu noi aici, la zi de post. Știți cât faci o zi de post? Dar cine să postească pentru tine dacă tu n-ai avut nicio treabă cu nimeni niciodată? Te-ai trezit acum că ai nevoie de biserică. De aceea vă rog frumos, eu nu discut aspectul ăsta. Ești membru în biserică împreună cu mine, ne facem datorii aici toți împreună, sar pentru tine și tu ești dator să ai pentru mine. Nu ești. Te duci la ai tăi. Dacă vrei să intri în biserică, intri legal. Doamne ajută! Nu vă uitați așa ciudat la mine, că ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Pentru că venim cu anumite probleme. Imposibil să nu treci prin situații. Dar te consiliază cineva. Te ajută cineva. Foarte multe din întrebările pe care le aveți se rezolvă doar așa. Este bine să dai sugestie părinților în anumite lucruri? E foarte bine, dar depinde cum le dai. E foarte bine. Părinții au nevoie de sugestie. Dar depinde cum le dai. Dacă le dai ca un copil învățat, deștept, calculat și îi umilești pe părinți, chiar dacă sugestia e bună, s-ar putea părinții să-ți spună sugestia ta, să o sufli într-o pungă în fundul grădinii și să spargă punga și nu-i mai trebuia scribic. De ce? Pentru că sugestia ta e bună, dar nu bagă nimeni în seamă. N-ai făcut-o cum trebuie. Dacă te apropii de părinții tăi și spui, totdeauna ați avut idei bune, totdeauna. Există un aspect la care v-aș ruga să vă gândiți. Uite, lucrul ăsta ar putea fi îmbunătățit.
Numai dacă vreți voi și dacă considerați că e bine și dacă vreți, vă ajut și eu, dar cred că ar fi mai bine pentru noi. Da, faceți cum vreți voi. Nu faceți evangelizare, că sunt și frați așa care vin și spun, frate Virgil, am observat că dumneatale trebuie să schimbi lucrul ăsta, trebuie să schimbi. Și mă prinde la colț, așa spune, e adevărat că trebuie să schimbi, adică el face chemări acum, vrei să te pocăiești? E adevărat, eu încerc să o cotez, să mă duc pe undeva, frate, e adevărat sau nu? Corect este să spui, frate Virgil, mi se pare mie sau nu? Dar lucrul ăsta, dumneatale, ar trebui să-l îndrept. Dar încă o dată îți spun, s-ar putea să nu văd eu bine. Dumneatale, constați dacă vezi sau nu. Și vă las, Domnul să vă binecuvinteze, doar v-am spus ceva. În timp ce el se duce, eu mă gândesc, păi eu avut dreptate omul ăsta. Știți că de foarte multe ori oamenii au dreptate? Dar nu face evangelizare cu mine să-mi spune, recunoaște acum, e așa sau nu e așa? Nu, că am nevoie și eu de un loc, de întors ceva acolo. Măcar mă pui în fața faptului să-ți spun, băi, lasă-mă acum în pace. Nu. Dă-i voie și părintelui tău să gândească. Știi că într-o zi vine și spune, știi că m-am gândit eu cu mama, într-adevăr, ideea ta e bună, dar uite, am venit cu o îmbunătățire. Adică să nu fii numai ta, mai dau și o îmbunătățire. Dar oricum, ideea ta este primită, pentru că știu cum să o faci. Doamne ajută! Aici sunt copiii care au foarte multe idei, de câte bag eu de seamă. Spune pasajul Biblie, întrebarea asta, ce să faci când pe soția ta mereu o doare capul și nu vrea să se supună? Și totuși tu o iubești. Deci asta, nu vă râdeți că asta e întrebarea la o grămadă de bărbați. Ei se regăsesc în toată treaba asta. Știți că era la un moment dat, citisem undeva despre faptul că într-o seară soțul vine în dormitor cu un pahar de apă și cu aspirină. Și soția întreabă, dar de ce mi-ai dus aspirina? Pentru durere de cap. Și a spune, dar nu mă doare cap. Și el spune, te-am prins. Înțelegeți ideea asta? Pe aceeași ton vine întrebarea asta. Stimate surori și stimați frați, v-a spus și una dintre problemele de la adânc. E una dintre problemele profunde pe care puteți căpăta consilierii de la slujitorii din biserică. Însă, nu-i cazul să o căpătați. Biblia spune că bărbatul nu este stăpân pe trupul lui și nici nevasta stăpână pe trupul ei. Se spune Biblia, fiți împreună și nu vă înderleneciți postului decât prin bună învoială și pe un timp limitat, ca să nu vă ispitească satana, că el oricum de pe întărituri are grijă și la aspectul ăsta. După care, faceți-vă din nou datoria unul față de celălalt. Bineînțeles că există anumite lucruri care pot discutate la domeniul ăsta, dar în domeniul acesta nu există rabat. Nu există. Din nefericire, ajungem la situații dificile în cadrul comunităților noastre din pricina aceasta. Pentru că nu se face datorie, și nu mă refer aici numai la soție, mă refer și la soț. Este absolut nevoie să se discute, să se comunice și toate lucrurile să fie făcute spre slava lui Dumnezeu. Spune Biblia, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Și aici intră și aspectul ăsta. Știți că relațiile intime la toate popoarele păgâne erau folosite în închinare? Relațiile intime erau folosite în închinare? Când te închinai la Baal, pe lângă jertfe, pe lângă, urma o orgie. Orgia era închinată, plăcerea era închinată lui Baal sau lui Astartea. De aceea Dumnezeu dă poruncă, nimicește tot. Din cauza acestui lucru. Ori aș vrea să vă spun, când un om este căsătorit și împreună cu soția sa într-un cadru legal, cum spune Biblia, cu patul nespurcat, face și actul acesta în prezența lui Dumnezeu. Nu e un păcat, frații mei, nu e o necurăție. E o formă de închinare când și domeniul acesta îl supui Domnului pentru slava Lui. Ca copiii care se nasc sunt sfinți, slăvit să fie Domnul. De aceea n-au ce căuta perversiunile în patul ăla. Pentru că lucrarea asta e făcută în numele Domnului și se face în proiectul Lui. Și se face cu ceea ce rânduiește Domnul acolo. De aceea, am făcut paranteza asta ca să înțelegem aspectul ăsta. Însă, frații mei, ce să vă spun? E bine să aveți aspirină pe lângă voi. Este lupta mai mare în căsnicia soților care provin din căsătorii divorțate? Nu pot să știu că nu prea consiliez așa ceva, nu mă implic în domeniul ăsta,
Cine e căsătorit a doua oară sau a treia oară are toată responsabilitatea să se ocupe de ei. Asta e din punctul meu de vedere. Cert este că cred că au o anumită luptă, mai ales în domeniul comparației. Când se căsătorește un flăcău cu o fată mare, n-au nicio comparație. Ei se căsătorește și merg înainte. Când urmează divorț, recăsătorie, divorț, recăsătorie, urmează comparațiile. Și comparațiile îți dau lupte în surplus față de ceea ce ai avut. Dar asta e problema duhovnicului lor sau consilierului lor care îi consiliază. Din punctul meu, nostru de vedere, al meu personal, de exemplu, nu mă implic în asemenea lucruri, ci lăs, dom'le, cine te-a căsătorit a doua oară? Fratele cu tare, te duci la el, probabil după ce a făcut asta, are și trusa de sculii, se poate rezolva pe situația asta, în domeniul ăsta, te poate ajuta să meargă bine. Poate și la a treia, dacă el se descurcă, nu mă bag eu în muncă altuia, de ce să iau pâinea lui? Se poate asta? Nu se poate. Rămânem la lucrurile astea. Educația copilașilor cade pe umerii soției sau soțului? Frații mei, la amândoi. La amândoi trebuie să cadă. De foarte multe ori soția prin ea însăși este un pedagog bun. Dar soțul trebuie să vină să întărească pedagogia asta. Că dacă soția învață o cântare cu copiii, iar soțul nu-și face niciodată timp să cânte cu ei, într-o zi copiii vor spune, nu mai cântăm nici noi. Dacă soția învață copiii la rugăciune, dar soțul nu-i niciodată la rugăciune cu copiii, copiii la un moment dat spune, dacă tata nu se roagă, nu ne mai rugăm nici noi. Munca soției trebuie întărită prin atitudinea soțului. Și anume, ați învățat o cântare nouă? Da. Hai să o cânt și eu, că eu parcă nu știu așa bine ca voi. Știți cum cântă copiii? Dar sunteți la rugăciune, dar vin și eu la rugăciune. Să pleacă soțul lângă copii, să roagă, îi ascultă pe rând. Băi, dar ce frumos, vă rugați, mai bine ca mine. Și a întărit munca soției de până atunci. Greu e dus de ea, că stă cu ei, discută cu ei, le răspunde la întrebări, dar ești chemat să întărești și aici se completează. Doamne ajută! Ați spus foarte bine că toate ce trebuie să le facă un soț, să respecte, să aibă grijă și tot ce să facă o soție, așa, dați-mi un sfat și o soluție ca toate aceste lucruri să fie puse în practică. Încă o dată revenim, frații mei, nu știu cu ce probleme vă confruntați la nivel familiar, personal. Aveți slujitoare ai bisericii, că la asta spus slujitoare. Noi când ordinăm oameni, nu ordinăm oameni numai să aibă un de lemn, să ungă pe ăla, pe ăla și așa mai departe. Nu, ordinăm oameni ca să concilieze, ca să te duci la el să spui, domnule, mă confrunt cu problema asta, asta. Băi, sunt oameni care vin la mine și îmi spun, frate Virgil, uite, am problema asta, asta. Băi, n-am trecut niciodată, nu știu. Dă-mi un timp să întreb și eu pe cineva care a mai trecut pe aici. Pun mâna pe telefon și sun pe alți frați. Băi, fraților, uite ce problemă am întâmpinat. Cum se rezolvă problema asta? Că nu știu, nu știi toate lucrurile. Ăsta spune, băi, tu știi că nici eu nu știu? Băi, cu cine vorbim? Hai să vorbim la cutare, frate, că la mai... Vorbim cu... Băi, frate, uite cum am rezolvat eu aici, dar nu știu dacă merge aici. Și apoi vin la ăsta și spun, frate, uite, am mai vorbit cu niște frați, nu știu nici eu. Prin ce situații treceți voi? Uite, am mai vorbit, hai să folosim lucrul ăsta și spuneți-mi dacă funcționează. Dar asta că ai la cine merge. Dar dacă n-ai la cine merge, pui întrebări de astea, frate, cum să fac să meargă bine? Măi, dar dai socoteală undeva? Discuți cu cineva? Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să ajung în anumite familii unde erau anumite probleme. Și fratele de acolo îmi spune, uite ce problemă am asta, discut cu soția lui, discut cu el și spune, dar uite ce arată Scriptura, uite ce trebuie făcut, uite în ce domeniu trebuie. Și spune, tu știi că noi n-am știut niciodată de lucrurile astea? Noi ne-am chinuit unul pe altul, numai așa? Nu ne l-a spus nimeni. Băi, dar nu vi ți-a spus că n-ați întrebat, măi. Dar în adunare sunt oameni care poți să-i întrebi, bun, nu știi Bobby, nu știi Roland, bă, dar mă sună pe mine, sună pe Vasile Bojor îl sună pe Ardelean, îl sună pe un proroc ceva, stă înaintea Domnului, aflăm răspunsul, că aparții de o biserică, ne doare. Dar dacă tu n-aparții de nicio biserică și vrei sfaturi pe gratis, așa, omul se întreabă, băi, omule, m-aș complica pentru tine, dar unde ești membru tu, la cine? Păi ești la cutare, mergi la fratele, ăla cunoaște și el, măi, ăla trebuie să răspundă de tine. De-aia încă o dată vă spun. Fiți atenți unde aparțineți și rezolvați problema acolo. Doamne ajute! Amin. Îți zic amin, măi, care sunt membri. Dacă tu cu soția ta te comporți frumos și o iubești și ea nu te iubește și nu se supune,
Probabil e aceeași întrebare, dar care a fost pusă, dar există și latura cealaltă, când chiar soția respectivă nu are respect pentru soțul ei. Soțul este obligat să meargă înainte. Soțul este obligat să o cucerească. Soțul este obligat să-i facă în așa fel încât să se apropie de ea și să-i câștige inima. Este obligat să facă asta. Nu ai voie să dai înapoi, n-ai voie să o împingi în brațele altuia, nu ai voie, trebuie să o câștigi, este soția ta. Este munca ta, este slujba ta și trebuie să mergi până la capăt. Încă o dată vă spun, revin la, câteodată devin plictisitor, cere sfaturi de la frați. Frații mei, uite, asta e situația și ei te învață. Câteodată sunt descoperiri ale Duhului Sfânt care spune exact ce trebuie să faci în cazul ăla. Dar asta numai dacă ai o relație bună cu biserica, cu frații, se pot ruga împreună, pot avea o zi de post și lucrurile se pot rezolva în familia ta. Pentru că postul și rugăciunea au un impact puternic. Ultima întrebare pe care o am aici și care e pusă, vestimentația trebuie să fie credincioasă doar în biserică sau este obligatoriu? Capul la femei trebuie acoperit și în afara bisericii? O întrebare care cred că nu a pus-o o soră. A pus-o un frate, sigur. Însă, frații mei, când am vorbit despre vestimentația în biserică, ea trebuie să fie o vestimentație corespunzătoare de închinare. În primul rând trebuie să fie modestă, să fie curată, apoi să nu fie provocatoare și apoi vestimentația trebuie să facă diferența între sexe. Copiii noștri trebuie să știe unde se termină tata și unde începe mama. Copiii noștri trebuie să știe ceea ce avem noi în lumea asta, când nu se mai cunoaște cine, ci, cum îi, încearcă să pătrundă și în biserică. Biserica trebuie să fie un lucru foarte clar. De aceea în comunitățile noastre, când surorile mergeau la adunare, mergeau la surori. Și la dumneavoastră se respectă în mare măsură, dar nu chiar totdeauna, din câte observ eu. Tocmai pentru a transmite lucrul ăsta. Toți care cresc în mentalitatea asta știu diferența. Până unde ține asta și până unde ține cealaltă. Care este responsabilitățile la unul? Nu le poți amesteca. Și lucrurile astea trebuie să ne însoțească în ceea ce privește pocăința. Cât privește acoperirea capului, bine, Biblia vine și spune că femeia când se roagă sau prorocește, trebuie să aibă capul acoperit. Este un lucru pe care Biblia spune foarte clar. Noi, ca și bărbați, de exemplu, luăm versetul ăsta și spunem, domnule, dar în afară, dacă nu se roagă sau prorocește. Nu, că trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei din pricina îngerilor. Dar tot din pricina îngerilor, și noi când ne rugăm în afară, sau dacă ajungem în afară, trebuie să purtăm totdeauna capul cum? Descoperit. Și dacă sunt minus 25 de grade afară, noi luăm câte o cușmă din aia puternică și ne blindăm din punctul ăsta de vedere. Frații mei, vreau să vă spun și stimate surori, vreau să vă spun, nu sunt de acord ca în biserică să se schimbe regulile. După mine, vă spun acum după mine, o femeie care se roagă arătând că e sub autoritatea lui Dumnezeu, își învelește părul. Ceea ce purtați dumneavoastră e o tentativă. Deci este o tentativă. Conform Bibliei, părul i-a fost dat ca învelitoare, iar învelitoarea pe care o pune ea ca să-și arate supunerea față de creația lui Dumnezeu, trebuie să-i acopere prima învelitoare. Că Dumnezeu numește învelitoare părul. Și învelitoare nu-i și zic eu, cum să spun, o coroniță cu o floricică în mijloc. Nu, nu. Dacă capul are ca acoperitoare părul, ori spune Biblia, ca eu să arăt că sunt supus autorității, trebuie să-mi acopăr acoperitoarea naturală cu ceva cu care mă pot acoperi sau mă pot descoperi. Cu părul nu se poate întâmpla asta. Că mulți spun, părul e acoperitoare. Da, fratele meu, e acoperitoarea capului naturală, dar tu părul nu-l dai, trebuie să ai perucă ca să o dai jos și să o pui înapoi. Ori, când ai părul, ca a ta acoperitoare să acopere totul, trebuie să acopere părul. Ori, cea mai simplă formă care acoperi este pus-o baticui românesc. Trebuie pus o acoperitoare care să vină părul capirit. Femeile n-au favoriți, ați văzut, nu? Ca atare e suficient să acopere aici, dar acoperit părul. La noi mai lăsăm o bucluță, mai cu tare, mai așa. Când acoperi totul, conform Bibliei, te prezinți înaintea Domnului pentru rugăciune. Asta e în Biblie, așa găsesc eu un text biblic, mai uitați-vă dumneavoastră profund,
Că sunt oameni acum care vin și spun tot felul de lucruri. Însă textul biblic îți prezintă foarte clar. Acoperitoarea naturală este părul, iar tu, când tu vrei să te rogi sau să prorocești, îți pui pe capul tău o acoperitoare care îți acopere acoperitoarea naturală. Când părul tău nu se mai vede, în momentul respectiv, tu te încadrezi acolo. Doamne ajută! Acum foarte mulți frați sunt interesați să vadă în afară cum este sau cum, și așa mai departe. Pot să vă spun doar atât, soția mea și familia mea cu fiica și așa mai departe, și în afară poartă acoperitoare, și în afară poartă părul așa. Dar eu nu condamn pe toți ceilalți, nici nu pot impune anumite lucruri din punctul ăsta de vedere vis-a-vis la textul biblic. Însă v-am spus ce înseamnă în adunare, pentru că noi nu avem mari probleme în afară, cât avem înăuntru. Cât avem înăuntru. Foarte multe din rugăciunile noastre au un anumit văd surori care se prezintă înainte de masă, descoperite, se roagă cu o nonșalanță extraordinară. Și Biblia spune foarte clar care sunt regulile. Foarte clar. Nu mă miră că în anumite situații, nu vreau să continui, avem multe probleme în domeniul ăsta. Dumnezeu ne protejează și ne spune că trebuie să ne rugăm înainte de masă, pentru că foarte multe din mâncarea pe care o consumăm noi este deteriorată intenționat. Foarte multă. Euri. Când veți bea sau veți mânca ceva de moarte, nu vă va vătăma. Dar Dumnezeu ne cere ca înainte de fiecare masă să ne rugăm. Nu aveți pentru că nu? V-aș ruga tare mult. Nu contează cât spune el o travă, euri sau altceva. Înainte de masă, când mănânci la chinezi, când mănânci acasă, Doamne, sfințește aceste bunuri. Te rog, sfințește-le Tu prin cuvântul Tău și prin rugăciunea noastră și ajută-ne ca tot ce mâncăm să mâncăm pentru slava și gloria numelui Tău. După care mănâncă bine cât te-ai rugat. Doamne, ajută! Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne dea har și lumină. Amin! Amin.